Textul pe care o să îl parcurgem în dimineața aceasta se găsește în Fapte, în capitolul 17. Vom citi din versetul 16, 15-16, până la versetul 34. Este un pasaj destul de cunoscut, Pavel în Atena sau Pavel în Areopag. Și titlul mesajului din dimineața aceasta este Ucenicul în public. Astăzi o să continuăm seria pe care ne-am propus și ținem foarte mult la ea, ca o dată pe lună să putem să discutăm, să putem să predicăm, să putem să ne îmbărbătăm, să putem să creștem în ceea ce înseamnă a fi mai mult și mai mult și mai bine un ucenic autentic al lui Hristos. Și cum spuneam, titlul mesajului din dimineața aceasta este Ucenicul în public. Dacă am văzut în dățile trecute ce înseamnă cine este ucenic al lui Iisus Hristos, ce înseamnă, cât ne costă, ce înseamnă să fii ucenic atunci, ce înseamnă să fii ucenic acum, astăzi vom încerca să vedem ce înseamnă să fii astăzi ucenic în public. Cum se manifestă, cum se exprimă, cum se desfășoară viața, reacția, replicile, cum interacționează un ucenic atunci când este în situația de a vorbi într-o situație publică, și prin publică mă refer fie că se găsește într-un spațiu public, fie că se găsește într-un context în care este în afara spațiului eclezial, în afara spațiului bisericii. Și ce martor mai bun putem să aducem din antichitate decât pe Pavel, atunci când vorbește în discursul din Atena, în Areopag. Începem să citim împreună cu versetul 16 din Fapte, capitolul 17. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea, deci, de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au dus în Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, deci, să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uiteam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, deci, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii
au crezut. Au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu el. Amin. Atunci când ne uităm în general la un text biblic, e o expresie pe care mie îmi place să o folosesc, există anumite criterii și anumite priorități pe care trebuie să le avem în minte atunci când analizăm textul respectiv. Tot așa cum cred că unii dintre voi ați mai auzit, în imobiliare există o zicală legată de care este sau ce anume, care sunt criteriile care dau prețul unei locații. Ce face ca o anumită clădire imobiliară să aibă un anume preț? Și cele trei criterii care dau prețul unei locații imobiliare sunt amplasamentul. În același mod, atunci când vrem să ne apropiem de un text din Scriptură, cele mai importante criterii pe care putem să le avem sunt legate de context. Așa că am vrea să ne apropiem astăzi de textul Scripturii, înțelegând în primul rând contextul în care Pavel se găsea atunci când are acest cunoscut, recunoscut și celebru discurs din Areopag, din Atena. Și primul lucru asupra căruia vreau să ne aplecăm este acela al contextului filozofic al Greciei. În momentul în care discutăm de Grecia antică, trebuie să ținem cont că Pavel era în Areopag, Areopagul era în Atena, Atena era în Grecia. Grecia antică, nu Grecia de astăzi, pentru cei care ați fost astăzi în Grecia, și știți cum arată lucrurile. De multe ori mă uit în jur și mă gândesc, wow, oamenii ăștia sunt cei care acum 2500 de ani au găzduit leagănul filozofiei occidentale. În momentul în care ne uităm la Grecia antică din vremea lui Pavel și încă 500 de ani înainte de Pavel, discutăm de o Grecia antică care a fost leagănul filozofiei moderne, occidentale. Asta e un aspect foarte important pentru că în momentul în care Pavel ajunge acolo, el nu are de discutat cu un popor, păgân care să fie cu o viziune de ansamblu asupra lumii. La nivel ideatic, la nivel de idei, la nivel de gânduri, la nivel de filozofii, de concepte, să fie, cum ar zice un prieten de-a meu, tabula rasa. Nu e ca și când, să vă dau un exemplu, și nu vreau să fiu niciun fel disconsiderativ față de poporul român sau față de poporul getodac, dar în momentul în care Andrei, care se presupune că a ajuns pe tărâmul României, a ajuns aici, nu putem să spunem despre poporul român că a fost, despre poporul getodac, de fapt, că a fost extrem de culturalizat. Că a fost un popor care avea niște scrieri nebănuite, care avea niște filozofi extrem de celebri. Cel mai probabil în toate locurile s-au găsit tot felul de unelte, în Germania, în Anglia, în care arătau că oamenii aveau tehnologia fierului, tehnologia bronzului. În România nu s-au găsit prea multe lucruri. Probabil că stăpâneam bine tehnologia wireless. În momentul în care Pavel ajunge în Grecia, are loc ceea ce se numește o coliziune între două culturi extrem de puternice. Grecii, din punct de vedere filozofic, inventaseră filozofia. Grecii aveau concepte filozofice și erau din punct de vedere al modului în care puneau întrebările, ca paranteză, filozofia cam asta face. Încearcă să pună întrebări. Și pune întrebările bune, filozofia. Pune întrebări foarte bune, filozofia. Problema filozofiei în general este că nu dă niciun răspuns.
Sau toate răspunsurile, aproape toate răspunsurile, dacă nu toate, sunt greșite. Dar Pavel ajunge în Areopag și se confruntă, este pus față în față cu un context, cu o cultură, cu o civilizație care, încă o dată, inventaseră filozofia. Înaintea lui, filozofi precum Tales, precum Pitagora, precum Epictet, Parmenides, și ăștia poate sunt necunoscuți, Tales poate de la matematică, ăla cu teoremă care e enervantă cu o dreaptă, dar Aristotel, mi-e greu să cred că cineva n-a auzit de Aristotel, cineva n-a auzit de Socrate sau de Platon. Sunt cei care au pus bazele filozofiei și numai ca să înțelegeți profunzimea contextului filozofic în care se găsea. Există filozofi astăzi care spun că toți filozofii după Platon, Aristotel și Socrate doar învârt pe ideile lor. Mare lucru nu s-a mai adăugat de atunci. Asta era, și sunt 2000 de ani de atunci, asta e nivelul în care, filozofic vorbind, oamenii ajunseseră să-și pună întrebări și să creadă, cum zic americanii, allegedly, că răspund bine la întrebări. Grecii aveau concept despre modul în care lumea funcționa, despre modul în care lumea fusese făcută, despre modul în care lucrurile se desfășurau, doar ca să vă dau un exemplu. În pasajul pe care l-am citit, spune Luca, cel care relatează aceste întâmplări, spune că filozofii, și important asta, epicurieni și stoici l-au luat și l-au dus în Areopag. Filozofii stoici erau cei care erau adepții curentului stoicism, care pe lângă faptul de, ok, a fi stoic, a ține și a îndura, aveau o idee și o gândire care seamănă foarte mult cu panteismul de astăzi. Dumnezeu e, nu, divinitatea, da, zeitățile în concepția lor, nu erau ceva care să fi fost extern creației. Cât e un sâmbure, cât e o sămânță, Dumnezeu în sine era prezent în fiecare lucru, în fiecare plantă, în fiecare copăcel, în fiecare pietricică, era Dumnezeu. Și asta seamănă foarte mult cu o filozofie de astăzi care se numește panteism, în care fiecare lucru e sfânt. Dacă era prietenul meu George, care cu Andreea sunt în India, a făcut să ne spună cum în India ideea asta e destul de bine împământenită și faptul că curentul ăsta nu e neapărat străin nici în zilele noastre. Zeitățile și dumnezeirea cu dâmb mic locuia în fiecare pietricică și în fiecare obiect. La polul opus, epicurienii, ceilalți care l-au chemat acolo, credeau că divinitatea, divinitățile, zeitățile, dacă or exista, ele sunt destul de departe de noi. Ele trăiesc într-o altă lume, trăiesc într-o lume paralelă, departe, nu se poate cunoaște nimic despre ele. Nu erau oameni imorali, nu erau oameni care spuneau să se facă rău, să fie, să promoveze hoția în sensul ăsta. Aveau criterii și valori morale în sensul ăsta, dar zeitățile, dumnezeirea, pleiada aceea de zeități pe care le aveau, credeau ei, sunt extrem de departe. Trăiesc într-o lume și noi nu o să ne intersectăm niciodată cu ei. Și apoi e una a treia categorie mare de filozofi contemporani cu Pavel, cea a academicienilor, și închei subiectul cu cei trei, cei care credeau că Dumnezeu, dumnezeirea, zeitățile, divinitățile, nu se poate ști nimic despre ele. Nu se știe dacă există, nu există, dacă sunt pietre sau dacă sunt foarte departe. Nu se poate ști absolut nimic despre ele, pentru că spuneau ei, oricum viața e prea scurtă, dacă există, foarte bine, nu putem să știm, dacă nu există, iar nu putem să aflăm. Nu există niciun fel de dovadă cu privire la absolut nimic și asta seamănă foarte mult cu agnosticismul din zilele noastre, în care nu e un ateism așa, dar realitatea e că nu putem să știm. Filozofii și cultura greacă era una a tot suficienței. Și în momentul în care Pavel ajunge acolo și întrebarea se pune,
Într-un mod peiorativ, într-un mod disprețuitor vorbesc despre el. Îi spun, ce vrea să spună palavragiu ăsta? Ce vrea să spună vorbiciosul ăsta? Ce vrea să spună pierdevară ăsta? Ce vrea să zică ăsta de vorbe? Eu nu știu, pare că știe ce vorbește ăsta. Ăsta să vină să ne învețe pe noi? Păi era pruna și era goală și fără coadă. Și noi am luat coada și am pus-o. Cine vine ăsta, un evreu, să ne învețe pe noi? Un palavragiu? Ce-ar putea? Ce-ar putea să ne învețe? Păi noi am inventat filozofia. Și parcă aud întrebarea asta, și Luca relatează foarte succint și repede, dar parcă aud întrebarea, voi ați auzit vreodată de un filozof mare evreu? A venit vreodată vreun aceea să ne zică vreo filozofie foarte interesantă și noi să zicem ce mare dreptate are? Ce ai tu, Pavel, să ne spui nouă? Ce ai tu, Pavel, să ne înveți? Ce ai putea? Ce ai putea să ne spui, să ne înveți? Ce nu știm deja, palavragiule. Și în momentul în care vin și aud despre... Și formularea lui Luca e foarte interesantă despre Iisus și înviere. Și asta în limba greacă, nu o să am foarte multe lucruri în greacă în dimineața asta, e Iisus și Anastasis. Și în mintea lor, cel mai probabil, se creează ideea asta că Pavel vine și vorbește despre Iisus și Anastasis, despre Iisus și înviere, neprinzând bine ideea, și-au crezut că vorbește despre... doi zei noi pe care îi vestește Iisus și Anastasia, despre un cuplu de zei, cel mai probabil, un fel de Isis și Osiris, cum aveau egiptenii. Și au zis și au zis, ok, hai să vedem ce-i cu Iisus și cu Anastasia. L-au luat, spune Scriptura, și l-au dus în Areopag. Și aici o să fac o scurtă paranteză în momentul în care discutăm despre subiectul dus, luat și dus în Areopag. El vorbise deja în sinagogă, vorbise în piața publică, care era Agora, piața deschisă în care se întâlnea cu tot felul de trecători, în care vorbeau și auzeau una alta. Dar Areopagul nu era piața publică, nu era locul în care așa oamenii stăteau la un chat, la o poveste. Din punct de vedere istoric, Areopagul era locul în care avea loc, în care se întâlnea tribunalul. Era locul în care curtea de judecată a Atenei își desfășura activitatea. Așa că sunt foarte mulți cercetători biblici care consideră că în momentul în care Pavel este luat și dus în Areopag, de fapt nu este luat și zis mâine sau poi mâine sau când vrei tu să vii, dacă vrei să vii, te așteptăm să ne zici. L-au luat și l-au dus. Cu 100 și ceva de ani înainte, Socrate fusese în același loc condamnat la moarte pentru filozofiile pe care le avea, pentru faptul că se considera că a corupt tinerii cu ideile noi și filozofice. În Grecia, deși aveau o pleiadă de zeități, promovarea de zeități noi, aducerea de zei noi, deși era o cultură politeistă cu foarte mulți zei, de la Zeus la Marte, la Atena, la Apollo, la tot felul de alte zeități care aveau corespondență apoi și în lumea romană, pe Marte și așa mai departe, nu pe planetă, pe Zeu. Erau foarte mulți, dar aducerea unei zeități noi, introducerea conceptului, era considerat foarte sceptic și trebuia să fie analizată foarte bine. Era aproape văzută ca un fel de promovare a zeităților, aproape interzisă. Și în momentul în care îl cheamă pe Pavel acolo, de fapt îl cheamă să dea cu subsemnatul. Sunt alți cercetători biblici care consideră că în Areopag de fapt era un loc în care analizau să vadă într-adevăr dacă merită sau nu merită zeitățile respective să fie introduse în sistemul de zeități al Greciei antice. Indiferent sau nu, Pavel se găsea în fața unui tribunal, se găsea în fața unei curți de judecată, fusese luat și dus în Areopag. Și în momentul în care se găsește acolo, el are acest discurs celebru din Areopag. Găsit în fața
unui tribunal de judecată, în fața unui loc în care trebuie să dai socoteală, cel mai probabil că modul în care s-ar gândi oricine este, trebuie să fii piano, trebuie să fii ușor, expresia pui Batista pe țambal, ușor să nu se vadă colțurile, să nu zgâriem unghiile, ușor pilite, să nu cumva să supărăm pe cineva, cuvinte puține, să nu spunem multe lucruri, că nu se știe niciodată, 150 de ani, 200 înainte, îl condamnaseră pe Socrate pentru coruperea tineretului cu niște idei filozofice noi, fuseseră și niște argumente politice, avea toate șansele, Pavel, să o sfârșească rău atunci și acolo. Și în momentul în care Pavel începe să vorbească, de fapt are un discurs public care poate fi considerat și evangelizare, care poate fi considerat și apologetică de apărare, dar este și un clash, este și un mod în care are o mărturie publică față nu de un om, față nu de o idee, ci și față de un sistem de guvernământ în sine. Față de ideea care guverna din punct de vedere public, din punct de vedere al statului grecesc, al orașului Atena, politica. Apoi cel de-al doilea context la care trebuie să ne uităm este contextul politic al Greciei. În momentul în care ne uităm la acest context politic al Greciei, vedem că romanii cuceriseră Grecia. Romanii susțineau într-un fel ca zeități cât mai multe să vină în oraș. Grecii nu erau foarte fani cu lucrul ăsta. Motivul pentru care, și devine important asta mai încolo în discuția noastră, în mesajul din dimineața asta, romanii susțineau foarte multe zeități și cum vin toată lumea să creadă în ce vrea, pe unde vrea, prin colțișorul lui, dar nu așa public să vină în față. Era că în momentul în care ai un popor divizat, care fiecare credea în ce vroia el, era foarte greu ca vreun alt ideal să-i unească. Romanii aveau principiul ăsta a dezbina și a cuceri și atunci faptul că erau foarte mulți zei și fiecare credea în câte ceva, nu puteau să se răscoale chipurile pentru vreun motiv religios împotriva lor, că toți erau dezbinați unii împotriva altora, și epicurienii, și stoicii, și academicienii, și toți care credeau în tot felul de alte lucruri, erau dezbinați. Așa că, în continuare, înțelegând contextul acesta filozofic, înțelegând contextul politic și înțelegând contextul religios, vrem să ne uităm la răspunsul lui Pavel. Și Pavel începe discuția sa în felul următor. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam aproape, la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și aici fac o paranteză, e foarte importantă. Sunt extrem de mulți oameni, extrem de multe curente idei, inclusiv teologice în zilele noastre liberale, care susțin faptul că Pavel, atunci când spune aveți foarte mulți zei pe aceea și aveți și un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut și mă conectez și eu cu USB-ul și vin și zic, dacă tot aveți unul necunoscut, vreau să folosesc cartonașul ăsta, pentru cei care știți de mult, vreau să folosesc mascota Robingo și să zic, a, mă bag și eu și vestesc și eu zeul meu aici, că dacă tot aveți unul, să știți că mai e și, practic știți că mai e și alții și dacă ziceți că mai e și alții, hai că vă zic și eu care alții mai sunt. E un mod în care spun cei care susțin ideea asta a teologiei liberale că Pavel de fapt este de acord cu faptul că poate să existe un pluralism religios, cu faptul că poate să existe mai mulți Dumnezei și că Dumnezeul creștin, Dumnezeul iudeo-creștin, Yahweh, Jehova, de fapt este unul din multiplele zeități și Pavel recunoaște lucrul ăsta pentru că în argumentația pe care o aduce, zice, mă leg și eu de altarul ăsta pe care
pe care îl aveți aici. Nimic mai fals, ceea ce face de fapt Pavel atunci când se leagă de zeitatea aceea care, apropo, era un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut cu 150 de ani înainte, fusese o ciumă, o ceva plagă din asta, nu știu ce, rujeolă, varicelă, ce aveau, și au adus jertfe tuturor zeilor și se întâmplase că nu n-a trecut ciuma. Și apoi a venit un moment în care au zis, bă, poate mai este ceva zeitate pe care noi n-o știm și să-i închinăm un altar în care să spunem, hai să îi aducem o ardere și la zeitatea asta pe care n-o cunoaștem. Și întâmplarea face, sau providența face, că ciuma a trecut. Și în momentul în care Pavel spune, aveți și voi aici un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut, de fapt le spune în felul următor: voi atenieni care sunteți atot cunoscători și atot suficienți, care aveți răspunsurile la toate lucrurile, care păreți că ați pus coada la prună, care ați zis că sunt un palavragiu și care spuneți că probabil n-am eu ce vreau să vă învăț pe voi, că voi ați inventat filozofia. Voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți? Cum? Voi recunoașteți că s-ar putea să fie ceva ce nu cunoașteți? Ceea ce face de fapt Pavel este să le spună, hei, nu mai fiți atât de atot suficienți, nu mai fiți atât de siguri pe voi că le-ați rezolvat pe toate și că aveți toate răspunsurile și să mai ascultați așa o curiozitate sau alta, că voi înșivă în mijlocul cetății voastre aveți un altar în care recunoașteți ignoranța pe care o aveți. Recunoașteți faptul că s-ar putea să nu le știți chiar pe toate. Așa că, din start, faptul că mă judecați pe mine, le spune, prin prisma asta, că le știți pe toate, tocmai ce recunoașteți în mod public, că s-ar putea să fie lucruri pe care nu le-ați nimerit. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, a făcut toți oamenii ieșiți dintr-un singur ca să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și le-a pus anumite hotare locuinței lor. Și ăsta e răspunsul pe care îl dă stoicilor în momentul în care ei spun Dumnezeu este în toate lucrurile, scânteia lui Dumnezeu, lumina lui este în toate lucrurile. E cât un pic de Dumnezeu în bucata asta de metal, în mocheta asta e Dumnezeu și nu se refereau la faptul că Dumnezeu susține întreaga creație, că Dumnezeu este cel care prin ființa sa susține toată existența. Nu, ei se refereau că într-adevăr câte o divinitate exista în fiecare obiect de genul acesta. Așa că primul lucru la care Pavel răspunde este filozofiei epicurienilor și le spune, Dumnezeu este creator. Dumnezeu este cel care a făcut toate lucrurile. El este diferit, este distinct de creația sa. El este diferit. El nu se identifică, el nu este în statuete mici, nu este în ceva ce poate fi slujit de mâini omenești. Hai să ștergem statueta asta pe care o avem aici. Apoi vine și le răspunde epicurienilor. El a făcut pe toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuințelor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, cu toate că nu este departe de fiecare dintre noi, căci în El avem viața și mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri. Este momentul în care le spune celorlalți epicurienilor, le spune, hei, voi credeți că Dumnezeu este departe, dar nu este. Dumnezeu este implicat în fiecare lucru, Dumnezeu este prezent în fiecare lucru, Dumnezeu este în controlul la fiecare lucru, Dumnezeu susține întreaga creație. Ceea ce face până în momentul ăsta este că le spune, hei, stoicilor, voi ați nimerit-o pe jumătate, când a zis că Dumnezeu e prezent într-un fel în toate lucrurile, dar toate lucrurile nu sunt Dumnezeu.
Hei, epicurienilor, voi ați spus bine atunci când ați spus că Dumnezeu e dincolo de ceea ce se vede. Dar nu e atât de dincolo încât să nu fie prezent în creația sa. Și apoi versetul următor, unul care răsună, este că în El avem viața, mișcarea și ființa. Unul din lucrurile pe care încă de la Tales, de la primul filozof considerat în istoria antică, pe care grecii îl căutau, era care este sursa la toate lucrurile, care este ceva ce dă viață, ceva ce stă la rădăcina tuturor lucrurilor. Și au început să caute filozofii această sursă la toate lucrurile, care ei o rezumau în viață, ființă și mișcare. Și primii din ei, Tales, au ajuns la concluzia, bă, cred că apa îi. Că apa se găsește în toate. Apoi au venit unii și au zis, nu e apa, e aerul. Apoi au venit alții și au zis, nu e aerul, e pământul, că pământul e cel care ne susține. Și apoi au venit alții și au zis, e focul. Și au ajuns la concluzia că sunt patru esențe care trebuie că sunt în toate. E apă, pământ, foc și aer, cele patru esențe. Și au rămas cu ideea asta subțirică, cumva, că la baza tuturor lucrurilor a stat cele patru esențe și apoi au început să se gândească, dar cred că ar trebui să fie o a cincea esență, chintesența, au numit-o, de unde vine și cuvântul care folosim astăzi, care e chintesența, de aici vine, a cincea esență, și cumva se gândeau care e încă una care să le unească pe toate. Și alți filozofi au început să caute ideea în care să vină cu faptul că la rădăcina tuturor lucrurilor stătea ceva care se numea arche, mono-arche, ceva care să fie un singur lucru, o sursă care să izvorască viața în toate lucrurile. Și filozofii au pus numele Logos la asta. Și vine Ioan, fac paranteză, în Evanghelia sa și spune, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și termenul cuvântului început acolo este acel arche. Și termenul cuvântul este Logos, pentru că de fapt le spune tuturor neamurilor, spune Ioan, la baza tuturor lucrurilor este cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Însă revenind la Pavel în versetul 28, spune că în El avem viața, mișcarea și ființa. E un răspuns pe care îl dă al completitudinii în tot ceea ce înseamnă răspunsurile pe care grecii le căutau vreodată. Le spune Pavel, știți cum au zis unii din filozofii voștri că e cu aer, apă, pământ și foc, e ca în Captain Planet, că și Captain Planet tot de acolo vine. Pentru cei care vă amintiți desenele animate. Știți cum ziceau unii din filozofii voștri că e apă, aer, pământ și foc? Nu e. În El, în Hristos, avem viața, ființa și mișcarea. Toate lucrurile au fost create prin El și o să citesc încă o dată versetele, că poate au mai mult sens în context acum. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor ca să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, cu toate că nu este departe de fiecare dintre noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii dintre poeții voștri. Cel de-al treilea aspect la care Pavel se oprește este acela al adresării academicienilor, care spuneau Dumnezeu nu poate să fie găsit. Și le spune în felul următor. Astfel, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului și argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Și Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Cu alte cuvinte, ei, voi academicienilor care ați zis că le-ați rezolvat pe toate, când ați zis că realitatea ei nu putem să știm, e prea scurtă viața, ba da. Astăzi ați auzit. E un fel de răsunare a cuvântului Evangheliei
În același mod în care Iisus poate spune în ziua aceea în sinagogă, astăzi s-au împlinit lucrurile astea. Știți când ați zis că nu puteți să aflați? Ei bine, astăzi ați aflat adevărul. Dumnezeu nu ține seama de vremul de neștiință. Adică poate până acum ați putut să ziceți că n-am prea prins-o care-i treaba. Nu ține seama de vremul de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Și mă opresc aici. Pavel era în fața unui complet de judecată, care fie că aveau de gând să-l condamne, fie că de fapt verificau să vadă doar dacă Iisus și Anastasia erau vredni să fie adăugați în pleiada de zei, era în fața unui complet de judecată. Și în fața unui complet de judecată, mesajul este următorul. Voi credeți că sunteți de fapt judecători atotputernici și că m-ați chemat pe mine astăzi aici la judecată. Dar Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Nu voi sunteți judecătorii supremi, nici măcar eu. Ci cel ce stă pe tron, cel ce stă în cer, cel pe care vi-l vestesc, acela într-o zi va judeca lumea după dreptate. Și va judeca toate cele ce au fost, toate cele ce vor fi, va judeca ceea ce se întâmplă astăzi aici, vă va judeca pe voi și pe deciziile pe care le luați astăzi, în funcție de ceea ce ați auzit astăzi aici, pentru că tocmai v-am spus că Dumnezeu nu ține seama de momentul în care n-ați știut. Dar astăzi cheamă pe toți oamenii la pocăință. Și apoi clarifică într-un final și mesajul ăsta. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și dintr-o dată Iisus și Anastasia n-au mai fost. Și dintr-o dată și-au dat seama că ce spune Pavel de fapt este o vestire a învierii lui Iisus din morți. A faptului că cel prin care va judeca într-o zi lumea, cel pe care l-a dat pentru lume, a murit și este viu. Și este un moment în care, foarte interesant, nu s-au enervat nici atunci când le-a zis n-ați nimerit-o pe aia cu Dumnezeu e în toate pietrele. Nu s-au supărat nici în momentul în care a zis sunteți ignoranți că ați pus un zeu, că ziceți că le știți pe toate, dar nu le știți chiar pe toate. Nu s-au supărat nici în momentul în care le-a spus hei, să știți că Dumnezeu nu-i departe, e de fapt aproape. Nu s-a supărat nici în momentul în care a spus Dumnezeu vă cheamă la pocăință. Credeți voi că da, sunteți ignoranți și până acum ați zis că nu se poate cunoaște, dar dacă până acum ați zis că nu știți, astăzi vă chem la pocăință și nu s-au supărat. Nu s-au supărat nici când le-a zis să știți că nu sunteți voi judecător suprem. Într-o zi Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Dar în momentul în care aud despre înviere, în momentul în care ascultă despre înviere, unii își băteau joc, alții au amânat și alții au crezut. Acesta este răspunsul lumii înaintea mesajului învierii. Motivul pentru care unii își băteau joc, unii râdeau, este faptul că cu câteva sute de ani înainte în mitologia greacă, când acel areopag a fost întemeiat, chipurile, cel care a prezidat prima întâlnire de judecată în areopag a fost Apollo însuși, zeul. Și printre multe lucruri pe care le-a zis sau nu le-a zis, a fost și faptul că dacă vreodată cineva va suferi o moarte de vărsare de sânge, pentru acela nu mai există înviere. Scurgerea de viață de sânge nu mai are cum să fie înviere. Și în momentul în care Pavel vestește învierea lui Iisus Hristos, cel care și-a vărsat sângele pentru noi, oamenii zic, așa ceva, unii își băteau joc, despre asta o să te ascultăm altă dată, asta e prea mult, asta nouă ni se pare nebunie. Și în alt loc Pavel le spune la Corinteni, pentru evrei crucea este o urciune, cum să mori pe cruce, blestemat e cel atârnat pe lemn. Și pentru greci e nebunie. Cum să spui că unul care a fost atârnat pe lemn, care și-a dat sângele, ar mai putea vreodată să ne conducă sau să ne recupereze sau să stea înaintea noastră? În zilele noastre, ucenicul de astăzi, noi, în public, suntem destul de des confruntați cu toate aceste
mesaje. Suntem confruntați cu un fel de gnosticism în care toată lumea, și dincolo de termenii ăștia ciudați, în care există ceva lucru pe care nu le știm, există codul lui Da Vinci, există tot felul de scrieri de genul ăsta, ceea ce spun oamenii pe la biserică, ceea ce ne vestiți voi, nu e adevărul, de fapt, biserica încearcă să ascundă ceva. Apoi e puterea politică care, și din punct de vedere al Scripturii foarte important, întotdeauna va încerca să acapareze biserica și să o înlăture ca adevărat mesaj. Și apoi, în ultimul rând, este postmodernismul, cel care ne spune un mesaj pe care cred că toți sunteți familiar astăzi, acum, aici cu el, în societatea în care trăim. Că nu există niciun adevăr. Ați auzit-o pe asta? Că adevărul este, de fapt, al fiecăruia. Că adevărul e relativ. Că s-ar putea și tu să ai dreptate, că s-ar putea și eu să am dreptate. Și mai mult decât atât, știi ce să faci? Să-ți ții credința ta pentru tine însuți, acasă, la tine. Ce acasă, nu acasă. Să nu înveți prostii pe copii. Mm-mm. Credința trebuie să o ții la tine în suflet, acolo, și să o trăiești cum crezi tu. Pentru că tu pretinzi că spui adevărul la copii în momentul în care înveți despre Hristos. Nu, nu, nu. Mm-mm. Că nu le spui adevărul. Adevărul, spune postmodernismul, e un adevăr relativ. Toate lucrurile sunt relative. Cum zic americanii, the truth is in the eye of the beholder. Adevărul e în ochiul privitorului. Fiecare e cu adevărul lui. Și noi astăzi suntem confruntați aici cu aceste situații. Suntem confruntați cu ceea ce se numește deism. Faptul că Dumnezeu e departe de creația sa, dar Biblia ne spune că e implicat în creația sa. A, dacă or fi un Dumnezeu creator odată, nu știu, dar nu mai e implicat în creație. Și atunci se pune întrebarea, care este datoria noastră a ucenicului lui Hristos? Și primul lucru pe care îl vedem este faptul că trebuie să fim o voce puternică în piața publică. Trebuie să fim o voce care să poată să articuleze în primul rând, care să poată în primul rând să înțeleagă cultura din care facem parte și apoi să putem să articulăm cu adevărat, pentru că Pavel a fost studiat, da, a știut multe, da, a studiat teologia, a studiat Scriptura, știa bine scrierile filozofilor. Dar asta nu înseamnă că noi ca și creștini astăzi, și ăsta e mesajul din dimineața asta, noi nu suntem chemați să fim ignoranți cu privire la tot ce se întâmplă. Suntem chemați să înțelegem cultura în care trăim și să putem să adresăm adevărul lui Hristos. Să putem să adresăm faptul că este un Dumnezeu creator, că este un Dumnezeu prezent în creație, că este un Dumnezeu implicat în tot ceea ce se întâmplă, că este un Dumnezeu judecător, că l-a dat pe Hristos și Hristos este viu. Și aici s-ar putea să se supere toată lumea. Mesajul meu nu este mergeți acum afară și enervați-i pe toți. Nu e despre asta vorba. E vorba despre faptul că suntem chemați ca și creștini să ne uităm la Pavel ca și model al faptului că o credință adevărată, o credință vie nu se trăiește doar, și nu o să zic nu se trăiește în suflet, nu se trăiește doar în suflet, doar în noi, doar în ceea ce suntem fiecare. Suntem chemați să mărturisim public, suntem chemați să spunem despre adevărul lui Hristos, despre cine este El, despre ce face El, despre cum este El, ca fiind singurul Dumnezeu, chiar dacă asta s-ar putea un pic să zgârie. Și zgârie un pic. Nu înseamnă că trebuie să jignim oameni. Nu înseamnă că trebuie să ne luăm la bătaie cu ei. Dar mesajul că toate religiile sunt adevărate, nu știu, nu e unul corect. Și ăsta trebuie adresat. Un ucenic al lui Hristos adresează și poate să adreseze mesajul acesta scriptural cu faptul că nu. Cel ce dă adevărul, cel ce ține adevărul, cel ce este adevărul, este Hristos. Apoi faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu implicat în tot ceea ce facem. Nu este un Dumnezeu departe. Faptul că Hristos este viu.
Cineva îmi spunea odată, era o poză în care erau tot felul de întemeietori de religii și arătau, era o poză desenată, un cartoon, și erau mormintele tuturor, și în momentul în care apar mormintele tuturor, apare și mormântul lui Hristos care este viu. Și era extrem de deranjată persoana asta de faptul că, ia te uită, da, ăsta e viu, la o poză, ce caricatură interesantă. De multe ori învierea deranjează. E un mesaj care în contextul pluralist de astăzi, unicitatea Evangheliei, unicitatea salvării, faptul că nu există mântuire prin altul decât prin Iisus Hristos, s-ar putea să deranjeze. Dar noi suntem chemați astăzi să nu trăim o viață în care să fim escapiști. Și asta e un lucru despre care Silviu a discutat într-un alt context. În sensul în care să zicem, noi o să fim creștini cu low profile. Noi nu vrem să spunem despre nimic, noi nu vrem să vorbim despre nimic, noi vrem să trăim așa incognito, în care să nu se știe că suntem creștini, să nu se știe despre noi, și așteptăm cu toții învierea și viața care va să vie într-o zi când o să scăpăm de toate, și până atunci low profile. Abia așteptăm să scăpăm de aici. Suntem chemați să fim ucenic misionar, suntem chemați să fim ucenici mărturisitori, suntem chemați să fim oameni care pot să mărturisească despre credința lor, astfel încât tot ceea ce înseamnă casa noastră, locul de muncă, școala, cartierul, scara de bloc, societatea, parlamentul, că sunt și alegeri acum, și habar n-am, nu știu, nu am cum să vă spun nici cu cine să votați, nici cu cine să nu votați. Dar inclusiv legile care reflectă un stat trebuie să fie legi creștine. Și nu spun că trebuie să votați pe aia care zic că sunt într-un fel creștin sau altul. Ceea ce spun este că e foarte important noi ca și creștini să ne dorim, să ne rugăm ca cei care conduc statul, și dacă suntem acolo într-un fel sau altul, să reflectăm legi care să fie creștine, cu valori creștine, pentru că toată societatea trebuie să fie transformată de creștinism. Suntem chemați să ne aducem aportul în locul în care suntem. Ca în tot ceea ce se întâmplă să fie reflectată imaginea lui Hristos. În casa noastră suntem chemați să ne educăm copiii. Da, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, spuneam în sâmbăta de doctrine, și lucrurile care sunt descoperite sunt ale noi și ale copiilor noștri, ceea ce înseamnă că trebuie să-i învățăm despre lucrurile astea, că trebuie să-i creștem în credința asta, că dacă nu, o să audă la școală alte lucruri, ca la rândul lor, când se duc în mijlocul lor, să poată și ei să mărturisească, în primul rând să fie transformați de Hristos. Și apoi să poată să mărturisească despre Cel care este viu. Suntem chemați să fim o mărturie, să fim martori vii pentru Hristos și să purtăm în mod activ lumina Lui. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să chem trupa de închinare, ca să ne închinăm într-o ultimă cântare. Ceea ce Pavel face acolo, da, e un exemplu ca la carte. Poți să-l iei și să-l pui într-un catalog și să zici, wow! Wow, ce providențial în mod Dumnezeu l-a ales pe omul ăsta! Wow, ce răspunsuri bune i-a dat, de i-a potrivit pe toți și de i-a închis pe toți, dar nu de asta am spus mesajul ăsta. Nu ăsta e lucru pe care trebuie să-l luăm, să ne uităm și să zicem, hei, ca Pavel, eu n-am cum să fiu. Probabil că mulți dintre noi n-avem cum să fiu, probabil că unii dintre voi aveți cum să fiți. Nu ăsta e mesajul, nu ăsta e aplicația practică. Ci aplicația practică este că ucenicul de astăzi în public este cel care, unul, poate să mărturisească despre Hristos. Poate să spună despre cine este Hristos, despre ce a făcut Hristos, poate să răspundă culturii sale, își învață copiii, ca să poată să mărturisească despre El. Trăim într-o lume postmodernă care urește adevărul și iubește adevărurile. Singurul adevăr e că nu există adevăruri. Singurul adevăr este că nu există alt mântuitor decât Iisus Hristos. Și noi suntem chemați să punem lucrul ăsta în practică, în trăirea noastră, în viața noastră, în a ne purta lumina în locul în care suntem, în mod activ. Nu în sensul de a ne bate sau de a enerva activ oamenii, de a-i zgâria, de a fi recalcitranți, dar nu într-un mod în care să ne purtăm credința în suflet, ci ea să se vadă în afară. Credința adevărată nu se poartă. Creștin din anul 2024, din dimineața asta, din Biserica Autentic,
nu se poartă numai în suflet. Credința trebuie să se vadă. Lumina trebuie să fie purtată. Hristos trebuie să strălucească și mesajul Lui trebuie să fie viu în viețile noastre, în gurile noastre, în familiile noastre, la locurile noastre de muncă, în tot ceea ce facem.